A început numărătoarea inversă pentru Valentina Pelinel. Surse din apropierea blondinei au dezvăluit că urmează să dea naștere luni gemenelor sale și ale lui Cristi Borcea. Omul de afaceri nu va putea fi însă alături de Valentina, fostul acționar dinamovist, care este condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor unor teneruri din Mamaia, a solicitat instanței contopirea pedepselor. Dacă îi va fi admisă cererea, există două posibilități: fie afaceristului îi se scade din pedeapsă, fie este eliberat. Cererea de contopire a pedepselor a fost depusă la Curtea de Apel București pe 11 februarie 2019, la 3 zile după ce Borcea s-a întors la închisoare. Primul termen al procesului va avea loc pe 11 martie 2019.